Consiliul Local al Baiului a votat astăzi 30 de proiecte de hotărâre. Imediat după, primarul Mircea Hava le-a transmis consilierilor PNL și PDL să nu părăsească sala de ședințe, că are să le spună ceva de bine. Știrea îl viza pe Klaus Iohannis, candidatul Alianței Creștin-Liberale pentru alegerile prezidențiale. Un verdict de incompatibilitate, Valeriu Stoica, care e meseria și știe ce vorbește, în cazul Iohannis nu s-a aplicat la aceste alegeri prezidențiale. Este exclus ca instanță să ia o eventuală decizie sau s-a dus. Deci ce vreau să vă spun? Indiferent, deocamdată, în 30 de zile, curtea trebuie să facă referat pe care îl trebuie să-i trimite sub semnătură lui domnul Iohannis să-i spună de ce admite recursul. Ei trebuie să pregătească motivația de ce nu trebuie admis recursul, indiferent dacă se admite recursul, el va fi judecat tot aici, dar și indiferent de soluția pe care o dă, ea se aplică numai și numai după cei 5 ani de prezidențial. Știrea a fost primită cu evidentă satisfacție de consilierii locali reprezentând Alianța Creștin-Liberală.